Salutare și bine v-am regăsit în această zi frumoasă de duminică. Chiar dacă piața cripto nu arată cel mai bine și am avut niște scăderi extraordinar de mari pe altcoinuri și sunt multe dintre ele care au atins aproape noi minime. Ei bine, în videoclipul acesta vreau să vă prezint research-ul și analiza pe care eu am făcut-o, am investigat puțin să văd de unde avem parte de aceste scăderi și vreau să vă prezint și vouă și voi în comentarii vreau să îmi spuneți ce părere aveți. Deci, prima dată am observat că sunt undeva la două tipuri de oameni. Sunt oamenii care se bucură în momentul când văd că avem parte de corecții și sunt oamenii care se panichează și nu știu ce să facă. Spun că piața cripto este un schem și uită că piața cripto este un schem în momentul în care avem o dita mai lumânare verde și pur și simplu uită tot ce s-a întâmplat. Chiar sunt curios, poți să-mi spui și asta într-un comentariu, tu din ce categorie de investitor faci parte? Ești omul care se bucură de corecții sau ești omul care se panichează atunci când avem parte de corecții? Eu nu vreau să fiu din categoria care se bucură când avem parte de corecții pentru că înțeleg că este ceva de moment, cel puțin din punctul de vedere că vin alegerile, o să avem parte de volatilitate mare și hai să nu mai pierdem timpul să vă arăt exact ce am investigat eu. Dar înainte, nu uita să lași un like la acest videoclip dacă îți place ceea ce facem aici. Vă mulțumesc în avans pentru că mă ajută foarte mult. Începem cu o discuție scurtă despre alegeri și uitați-vă cum s-au schimbat procentajele după ce Donald Trump a fost chiar și la 65% șanse contra Kamala Harris. Asta potrivit site-ului Polymarket. Aici oamenii pariază cine o să câștige, cine nu o să câștige. Și uitați-vă ce s-a întâmplat de câteva zile. Donald Trump are șanse de 54,4% și Kamala Harris de 44%. Începe să piardă teren pe măsură ce ne apropiem de alegeri. Am pus o postare de genul acesta și pe Twitter și spunea cineva că de curând au început actori și tot felul de vedete din America să susțină Kamala Harris, au ieșit cu videoclipuri sau postări în care o susțin și probabil acesta poate să fie un motiv pentru care Donald Trump a pierdut teren. Am găsit și această postare pusă de Miles. Uitați-vă ce corelare apare în momentul în care Donald Trump îi cresc șansele să câștige alegerile și prețul Bitcoin ce face? Prețul Bitcoin în momentul în care lui Donald Trump îi cresc șansele, crește și el. În momentul în care șansele lui Donald Trump încep să scadă, prețul Bitcoin scade. Nu știu dacă 100% are legătură cu asta, dar mi se pare o postare super interesantă făcută de Miles. Alt lucru foarte important care a dus la aceste corecții sunt lichidările. Oamenii au intrat long până peste cap, cu leverage și așa mai departe și în ultimele 24 de ore avem lichidări de 229 de milioane de dolari, din care 188 de milioane au fost pe poziții long. Traderii care au pariat că piața o să crească au pierdut 188 de milioane de dolari. Acest lucru, vă dați seama, a făcut să apară niște lichidări în cascadă și prețurile au scăzut. Nu știu de ce se întâmplă mereu așa aproape tot timpul când atingem o zonă importantă de rezistență și poate trecem peste ea. Asta era ultima zonă de rezistență, era la 73.800 și Bitcoin făcea un nou all-time high, dar din păcate a atins doar 73.600. Oamenii deja erau super euforici. Toată lumea ne așteptam să depășească all-time high-ul și mai avea nevoie de 200 de dolari și s-a împiedicat pe drum. Totuși, ce observ aici și mi se pare super interesant pe site-ul acesta, uitați-vă la rația dintre poziții long versus poziții short. În momentul acesta, 52,4% din traderi sunt poziționați în piață short, adică ei pariază că piața o să scadă și 47,6% sunt cu poziții long. Este evident că procentajul este mai mare, adică foarte mulți oameni sunt mai mult în poziții short, deci acesta este un lucru care poate să ne dea cumva de gândit și să ne gândim că aceia care sunt într-un procentaj și mai mare să se înșele și piața în final să crească. Adică în momentul acesta, dacă ne ducem pe graficul Bitcoin, o să vedem că suntem chiar în zona de suport. Deci Bitcoin în momentul acesta este la 68.300 de dolari. Avem această linie de trend pe care Bitcoin a reușit să o depășească din martie, să țineți cont și de acest lucru. A depășit-o chiar aici, prin 14 octombrie, în această săptămână. A venit a testat-o odată următoarea săptămână și săptămâna aceasta a testat-o, dar este foarte important. Chiar dacă a scăzut și a reintrat din nou în trendul descendent, a reușit să recupereze și în momentul acesta este peste zona de suport. Deci nu vreau să văd Bitcoin că scade sub 68.000 de dolari, închide săptămâna aici,
chiar dacă mai sunt câteva ore, pentru că atunci a reintra în acest trend descendent și nu este super bine. Adică deja putem să ne gândim că dacă se întâmplă acest lucru, poate să testeze 65.000 de dolari și așa mai departe, dar cât timp o să închidă peste 68.000 de dolari, Bitcoin arată destul de ok din punctul meu de vedere, chiar dacă altcoin-urile nu arată cel mai bine. Și vă aduceți aminte, știți și voi povestea, dar vă mai spun încă o dată, până în data de 5 o să avem parte de o volatilitate extremă pe măsură ce se apropie alegerile. Nu pot să înțeleg, deci chiar nu pot să înțeleg oamenii care în perioade de genul acesta de instabilitate tot intră și pariază cu leverage. Intră în poziții long, intră în poziții short, pe măsură ce știu că piața poate să facă zigzag. În sus, în jos, în sus, în jos și așa mai departe, pe măsură ce trece foarte puțin timp, se pot întâmpla niște schimbări extraordinar de mari. Acum crește, mâine scade și așa mai departe, bănuiesc că înțelegeți voi. Dar aceștia sunt oamenii, mulți oameni intră și pariază mult mai mult decât își pot permite să piardă și, din păcate, și noi suntem afectați de genul acesta de lucruri. Să mergem și pe acest grafic, să ne uităm cum arată situația de fapt, dacă structura noastră bullish s-a schimbat într-un fel. V-am mai arătat graficul acesta, din 9 septembrie am făcut primul higher low, după higher high, higher low, higher high și în momentul acesta uitați unde se află graficul. Nici măcar n-a scăzut sub 62.000 de dolari sau nu 69, 58.000 de dolari. Dacă Bitcoin se duce sub 59.000 de dolari, atunci am avea niște probleme, dar până atunci structura noastră de piață pare intactă. Deci, în continuare suntem pe un trend bullish, chiar dacă altcoin-urile nu arată cel mai bine. Vedeți cum arată și dominanța. Deci, cât timp dominanța o să fie peste 60% și în momentul acesta este la 60,4, pare că se îndreaptă încet, încet către următoarea zonă, către 61, poate chiar către 62. Nu ne putem aștepta la mișcări foarte, să zic așa, de creștere pe altcoin-uri. Mai avem de așteptat, mai avem încă o perioadă de acumulare și știți vorba aia. De multe ori apar titluri pe YouTube. Ultima șansă înainte ca prețurile să explodeze. Da, poate să fie ultima șansă înainte să ai încă 50 de șanse, încă 60 de șanse ca prețul să explodeze. Și la un moment dat tot o nimerești. Când tot zici ultima șansă, ultima șansă, la un moment dat tot o nimerești și zici uitați-vă domnilor sau doamnelor, ce bine am ghicit eu piața, dar nu mai spui că ai încercat de 50 de ori. Eu tocmai de asta zic că nu există această ultima șansă și este bine să fim pregătiți cu lichiditate pentru situațiile cele mai rele la care nici măcar nu te poți aștepta. Pentru că acea ultima șansă poate să mai aducă încă o șansă și încă o șansă și așa mai departe. Bănuiesc că ați înțeles ideea. Hai să mergem și pe acest grafic de liquidation heatmap. Vă mai aduceți aminte de el. Discutam încă de când era Bitcoin înainte de 60.000 de dolari și vă spuneam ce zonă mare de lichiditate era în zona de la 70.000, poate 72-73.000 de dolari și vă spuneam că mai devreme sau mai târziu Bitcoin o să vină să preia acea zonă de lichiditate și exact asta s-a și întâmplat. Dar să țineți cont, nu s-a întâmplat pentru că sunt eu un bun ghicitor, pur și simplu m-am uitat pe grafic și am văzut că acestea sunt zonele în care market makerii, cei care controlează piața sau bursele centralizate ar câștiga cei mai mulți bani dacă prețul s-ar duce aici, pentru că traderii care au intrat în poziții short ar pierde bani pentru că ar fi lichidați. Exact asta s-a și întâmplat, vedeți? Graficul acesta, chiar dacă merge mai repede sau mai târziu, el tot ajunge și preia zonele de lichiditate, ceea ce mi se pare că funcționează destul de bine și este destul de ok să mai urmărești acest grafic din când în când. Hai să-l schimbăm și pe 3 luni, să vedem cum arată situația aici. Și uitați-vă, pe 3 luni, pe acest time frame, ne arată că avem o zonă mare de lichiditate la 73.400 de dolari și mai avem aici o zonă, dar nu este chiar atât de galbenă. Cu cât este mai galbenă, cu atât este mai multă lichiditate în zona aceea. Mai avem aici o altă zonă la 61.700 de dolari, cu mai puțină lichiditate, dar totuși cred eu că sunt șanse bune în continuare să mai avem o retestare la 73.300 de dolari. Rămâne de văzut dacă o să se întâmple asta, eu nu sunt aici să vă ghicez viitorul, doar vă prezint ceea ce studiez și analizez și eu. Să țineți cont că nu sunt consultant financiar și nu ofer sfaturi financiare, este pur și simplu părerea mea și modul în care eu analizez piața cripto. Să facem și o recapitulare de final. Această corecție cred eu că are două cauze. Odată, probabil că Donald Trump începe și pierde din
probabilități, adică are o șansă mai mică să câștige conform acestui site, și aici se uită aproape toți traderii, sau nu neapărat toți traderii, toți investitorii în cripto, și cumva am văzut pe acest grafic că prețul poate să fie, să spun, manipulat de șansele lui Donald Trump, adică foarte mulți oameni din piața cripto își doresc ca Donald Trump să iasă pentru că ei cred că o să explodeze spațiul cripto. Eu, sincer să fiu, vă spun, cred că și dacă iasă Donald Trump și dacă iasă Kamala Harris, pe termen lung piața cripto este aici să rămână. Asta este doar un zgomot de scurtă durată. Trebuie să ținem cont că avem tăieri de rate. În 7 noiembrie, că nu am precizat, ne așteptăm iară la o tăiere de rate. În decembrie la fel ne așteptăm la o tăiere de rate și banii o să fie mai ieftini. Cred eu că pe termen lung oricine iasă, piața o să meargă bine. Dar ăsta este primul motiv și al doilea motiv are legătură cu lichidările din ultimele 24 de ore. Traderii care sunt foarte lacomi au văzut zona de 73.000 de dolari atinsă și au intrat long crezând că mergem pe lună. Dar să nu uitați să țineți cont și de această rație în care aproape marea majoritate a pieței, mă rog, marea majoritate, înțelegeți voi, 52,4% sunt short și doar 47,54% sunt long. Să țineți cont și de acest lucru și o să vedem în videoclipurile viitoare cum evoluează piața. Eu am fost Gabriel, nu uitați că în descriere găsiți link-uri cu platformele pe care eu le folosesc și o să aveți parte de bonusuri dacă folosiți acele link-uri, Binance, Bybit și așa mai departe, Ledger dacă vreți să vă comandați. Dacă cineva își dorește să susțină canalul, se poate alătura ca membru și o să aibă acces la niște beneficii extra. Ne auzim în grupul de Telegram pe care îl găsești în tabul de comunitate, este un grup de chat doar pentru membri. Vă doresc încă o dată o duminică bună și noi ne auzim data viitoare. Vă salut! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.